Pentru cine se uită la acest videoclip pe YouTube, să știți că ăsta este un live de pe Twitch. Dacă l-ați ratat, îl aveți aici. Vreau să vă bag un mare disclaimer în care să vă zic că acest videoclip conține informații nu care pot afecta emoțional, care cu siguranță afectează emoțional. E un caz teribil, este cazul Anca, care este, până în ziua de azi, este unul din cele mai vorbite cazuri, mi l-ați cerut enorm. Pentru oamenii care îmi zic că nu prea știu să vorbesc limba română, pentru că acesta este un live și nu pot să le editez atât de bine precum editez videoclipurile pe care le postez în fiecare sâmbătă, țin să vă reamintesc că eu nu locuiesc în România, de 6 ani de zile nu locuiesc în România, eu am făcut școala aici, încă fac școala aici, în fine, trecem peste. Și o să dăm drumul la caz. Cazul ăsta este vorba de Anca, doar că o să începem aici cu, practic, domnul Samoilescu, care a pățit tot ce a pățit și, de fapt, despre el este vorba în acest caz. Și aici este domnul despre care o să vorbim mai târziu. Pozele despre care vorbeam, adică sunt niște poze aici pe care eu am făcut prostia să apăs pe ele. Dacă apăsați pe ele, o să apară gen așa. E oribil ce se petrece în această poză, vă propun să nu vă duceți la ea. N-am putut să dorm la noapte, mă jur, eu m-am uitat la pozele alea, nu știu de ce. Stare, tare, tare rău, tare rău. Așa că dacă vreți dormiți liniștiți la noapte, nu vă mai uitați la tot videoclipul ăsta, ce să vă mai zic, tot live-ul ăsta, de fapt. Nu e așa rea poza, nu cred că, nu, eu cred că v-ați găsit poza asta de aici, este o poză mult mai gravă decât asta de aici, asta de aici este relativ ok. Da, nu, o să trecem peste și o să începem să ne uităm la un videoclip despre, cred că acest domn vorbește despre un alt caz și după aia a reamintit cazul Anca, care este un caz teribil. Despre ce sunt? Este Anca decapitată. Știi când ne zice să nu uităm? Eu vă dau un mare disclaimer. Oricum, lumea, dacă o să caute, o să găsească aceste poze. N-avem ce să mai ai. E, se întâmplă. Se întâmplă. Nu vă uitați. Atâta v-am zis. Trebuia să vă zic. Când a fost cazul? Cazul s-a întâmplat în 1977, pe vremea lui Ceaușescu, pe vremea marelui cutremur. O să trecem și peste toate astea. Nu știu dacă vedeți aici, dar îs plină de... Nu cred că vă arată aici sus, dar am linkuri până în România. De aici până în România am linkuri. Hai să ne uităm la ce zice domnul. Asta este un fel de overall despre ce s-a întâmplat cu, virgulă, cazul Anca. Ziceți-mi dacă se aude bine, vă rog frumos. Magistrați nu au răspuns. Priviți încă o dată cazul Anca și cum a ajuns un taximetrist să fie condamnat pentru ceva ce nu a făcut, iar părinții lui, crezând că au crescut un monstru, să se sinucidă. Cea mai mare lecționare judiciară din România. O scenare care a șocat o țară întreagă. În vara anului 1977, locuitorii capitalei erau îngroziți de o crimă oribilă. O tânără de 19 ani era ucisă cu bestialitate. Poate am secționat în 6 bucăți și aruncat în DVD de cultura egalitară. Bucureștenii erau îngroziți de ceva ce părea să fie cazul Râmaru 2. Vestea macabrei crime a ajuns și la urechile lui Nicolae Ceaușescu, iar președintele a dat ordin ca asasinul să fie prins în cel mai scurt timp. Procurorii și milițienii s-au conformat, însă au prins persoana greșită. Au făcut legătura între tânăra ucisă și un tânăr taximetrist, Gheorghe Samoilescu. Anca Broscoteanu îl întâlnise pe taximetrist cu puțin înainte să fie omorâtă. Venise să dea examen de admitere la ASE și se întâlnise cu Samoilescu într-un tramvai. Asta o agăsase cu 2 luni înainte, că a dus-o la Bucurobor în avata vedovei. Acolo fata n-a vrut să cere, dar i-a luat lancișorul de la gât. Iar Anca i-a cerut numărul de telefon în speranța că își va recupera bijuteria. Verifică numărul și a ajuns la acest taxi. Ăsta a recunoscut, domnule. Am vrut ca să o am. Anchetatorii aveau în sfârșit câteva piste. Nu a mai trecut mult timp până când taximetristul devenea principalul suspect. Ceea ce a urmat i-a marcat întreaga viață. Da, cazul este din România, din București. În București s-a întâmplat. Anca nu era din București, venise în București pentru un examen la ASE, dacă nu mă înșel. O să trecem oricum peste tot cazul ăsta. Este un fel de preview la ce o să vorbim astăzi. Da, e din România. V-am zis, pe Twitch fac numai cazuri din România, ca să putem să înțelegem toți. Că aș putea să le fac în engleză, doar că eu alea că mai vreau să fie pentru toată lumea.
ca să vorbim toți aceeași limbă. Era din Sibiu, da, cred că era din Sibiu, venise în București pentru o zi sau două. Trebuia să stea la mătușa, o să trecem peste el, nu vă... Așa, continuăm. Nu merge să dau mai tare, nu merge, atâta se poate, gen, atâta e maxim de aici de jos. E maxim și de la laptop, îmi pare rău. Dați puțin volumul mai tare, mă scuzați. Viață. Mai puțin de 6 luni a durat ancheta. În această perioadă, Gheorghe Samoilescu a fost bătut și torturat de către procurori. În urma chinurilor pe care le-a suferit, și-a asumat o crimă pe care nu o comisese. Părinții lui s-au sinucis în timpul anchetei, crezându-se că este o acțiune a securității și pentru că ei erau sectanți. Era de fapt o scenare care trebuia să ascundă incompetența autorităților. Taximetristul a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Se resemnase deja că plătea pentru o crimă despre care nu știa nimic. După 2 ani însă, când s-a ajuns la Rom ca adevăratul ucigaș, a recunoscut după ce mai ucisese-o. Iar cele două crime erau trase la Indigo. O altă tânără de 28 de ani de data aceasta fusese ucisă de cosmici Romca. Taximetristul a scăpat de gratii și s-a întors la familie. Ce mai rămăsese din ea? În 2003 a încetat din viață, iar în urma sa au rămas copiii și soția, care de 8 ani luptă în instanțe pentru a-și căuta dreptatea. Au câștigat despăgubiri în valoare de 500.000 de euro, însă decizia nu este definitivă. Vă mai spune ceva care s-a întâmplat în general? Cazul acesta demonstrează... Da, atâta, nu o să vă țin, mai avea un minut oricum videoclipul ăsta, dar oricum o să trecem prin el. Cred că ați înțeles ideea la ce se întâmplă la acest caz. By the way, vreau să zic că în cazul ăsta nu faceți niciun mișto, vă rog frumos, pentru că e grav rău. Eu, pe mine m-a dus rău, tot respectul pentru familia care încă mai este în viață. Unul din motivele pentru care mie nu prea îmi place să fac cazuri din România e pentru că, nu zic că șansele sunt mari, dar nu sunt nici zero ca să ajungă la persoanele care ar putea fi afectate de aceste videoclipuri, așa că cu puțină sensibilitate, puțin mai multă. Să le fie rușine la cei oameni, stați să ajungeți, că voi ziceți că l-au bătut, stați să ajungeți să vedeți ce au făcut. Era pe vremea lui Ceaușescu, pe vremea comunismului. Ne ducem să vă reamintesc că, stați așa că eu nici nu vă arăt ecranul, să vă reamintesc că aceștia doi sunt omușorii care au fost domnul ăsta. Mi s-a rupt sufletul. Așa, ne ducem direct pe Wikipedia, acum începem ca de obicei, în care să zicem. Cazul Anca reprezintă cazul judiciar declanșat de uciderea unei tinere în vara anului 1977, iertați-mă. Este considerat cea mai mare eroare judiciară din România, până în ziua de astăzi, 2023, sub presiunea directivelor regimului comunist. Interogatoriile au fost efectuate abuziv, fiind arestate și condamnate persoane nevinovate. Când vorbești despre vampirul din România, eu Rămaru e pe vine. Nu vă panicați că o să-l facem și pe el, dar nu acum. Acum lăsați-mă să scap de cazul ăsta. Și când mă gândesc că la o pe tata că zice că era mult mai bine în timpul comunismului, era mult mai bine în diferite aspecte. Nu când vine vorba de foamete, nu când vine vorba de... Da, în punct de vedere financiar al României ca stat, era altă treabă. Și nu murea chiar toată lumea de foame, dar era... Lăsați că trecem pe ăsta. Așa, Anca Broscățeanu, dar zicea Broscoteanu în cealaltă parte. În fine, cred că e una din două. Avea 18 ani și era din Sibiu, venise în București la o mătușă în luna iulie anului 1977 pentru a susține un examen de admitere la ASE. Nu o să mă uit pe Wikipedia, n-am încredere în Wikipedia. V-am mai zis, oricine poate să editeze pe Wikipedia orice vor ei. Dar nu faceți asta, vă rog frumos, că lumea încă își mai face temele de acolo. Așa, trecem pe ăsta de la Wikipedia. Ne ducem direct către acest articol pe care l-am citit cu vârf și îndesat. Mi se pare unul din cele mai detaliate și mai avem unul. Era mai bine dacă aveam monarhie, era... Îmi pare rău pentru familia care au trebuit să treacă prin asta. Deci eu nu vine să cred prin câte a putut să treacă omul ăsta, dar... Începem, da? Cea mai cumplită eroare judiciară vara anului 1907, de ce nu pot să zic anul ăsta? La doar câteva luni după devastatorul seism din 4 martie, bucureștenii au fost guduiți încă o dată la aflarea veștii despre o crimă cumplită. Seismul din 1977, cine nu știe, este de fapt unul din cele mai mari cutremure
din 1977 a fost un cutremur puternic care s-a produs la ora... a avut magnitudine de 7.4 grade pe scara Richter. Deci, ca să înțelegeți, dacă e mai mare de 7 pe scara Richter, ați înțeles ideea, este considerat foarte grav. Bine, orice și până acolo e grav, dar vă dați seama. A durat 56 de secunde, în jur de 1400 de victime. Mulți, foarte mulți oameni. Am și poze, dacă nu mă înșel, cam așa era cu tremurul din 1977. Și am și un videoclip pregătit ca să auziți. Nu este nicio filmare de la cutremur, dar am... am o înregistrare de la ce se auzea de la cutremur, o să vă dau, vă zic, e foarte gen un topic foarte sensitiv, nu știu, pe mine m-a luat pielea de găină, eu sunt cu pielea de găină pe mine, nu știu cum să vă zic. Hai să auzim, shout-out-ul Stellarium care a făcut acest videoclip, probabil este și în alte părți, dar aici l-am găsit mai ușor. Vreți să auziți ce s-a întâmplat la cutremur? Eu v-am zis, în seara asta nu râdem. Eu v-am pregătit să vă mental că în seara asta nu râdem deloc. 1400 de oameni. Mami s-a născut în 1974. Vă dați seama, avea 3 ani când s-a întâmplat treaba asta, dar n-a ajuns pe la noi pe acolo. Oribil. Oribil acel cutremur. Deci, ca să înțelegeți, acest caz, cazul Anca, că așa este numele, s-a întâmplat în 1977 după cutremur. Deci vă dați seama că deja, pe lângă faptul că era Ceaușescu la conducere, pe lângă faptul că trecuse Ion Rămaru pe atunci, așa a fost o tragedie cu Ion Rămaru. Ion Rămaru nu mai știu în ce an a fost, dar tot în perioada aia, s-a întâmplat această minunăție, da? Minunăție, mult spus. Ne întoarcem aici, da? O crimă oribilă care le-a readus în minte pe ucigașul în serie Ion Rămaru. Tocmai ce am zis. Săraci oameni de pe vremea aia, deci nu cred că voi realizați că eu trăiesc cu această frică în orice secundă să nu se întâmple ceva, pentru că noi n-avem de unde să știm cum în următoarele 2 secunde poate să se întâmple un dezastru de genul. Nici nu știți cum vine o tornadă, cum vine un uragan, cum vine orice. Noi am putea să murim în orice secundă și eu realizez chestia asta și trăiesc cu o frică până mor, dar să sperăm că, na. Avea 16 ani și amintește tot cum ar fi fost ieri și își amintește cu groază de evenimentele din acea zi că București ar arăta ca după o apocalipsă. Nici nu pot să-mi imaginez de oamenii care au trăit în perioada aia. În 1971 a fost Rămaru. Da, tot în aceeași perioadă, în aceeași generație, tot pe vremea aia era. Dar vă dați seama că oamenii gen... Cum ne aducem noi aminte acum de Jeffrey Dahmer, care a fost tot așa pe vremea lui Pazvante Chioru, așa știau oamenii aia care... au avut cazul ăsta cu 6 ani în urmă de Ion Rămaru. Și Ion Rămaru a făcut... O să ajungem și la el într-o zi cu soare. Ne întoarcem înapoi când ne abatem de la subiect, da? Iertați-mă de aceste reclame de Crăciun. Dacă vreți să vă cumpărați o bicicletă, nu dați 4.000 de lire pe ea, mulțumesc. În scurt timp, autoritățile comuniste au intrat în alertă, puse în mișcare de la cel mai înalt nivel, inclusiv de un ordin dat de însuși Nicolae Ceaușescu. Miliția și procuratura au declanșat o anchetă ale cărei urmări s-au dovedit a fi aproape la fel de dramatice precum crima însăși. Nu, mie mi se pare că ce s-a întâmplat după crimă e mult mai grav decât ce s-a întâmplat în timpul crimei. Că pentru asta este cazul cunoscut, că s-au întâmplat foarte multe cazuri, la fel ca ce s-a întâmplat cu Anca. Tot ce s-a întâmplat a fost oribil. Da, bine, într-adevăr, tot. Ulterior, în anii care au urmat, istoricii sistemului judiciar au consemnat atât crima cât și rezultatele catastrofale ale anchetei care ar fi trebuit să o elucideze sub un singur nume, cazul Anca. Deci, practic, au pus numele cazul Anca, dar cazul este despre... Am mai zis de 100 de ori. Stați să fac ăsta mai mare ca să văd și eu ce se întâmplă. Așa, că m-am chiorât. Eu trăiam în panică când erau cutremurile din februarie în Târgu Jiu, fiind la 40 de kilometri și le resimțim replice când dormeam.
Am prins și eu un cutremur în România, nu era atât de grav, dar e... L-am prins fix de ziua mea, îl prinsesem, eram mică, aveam vreo 12-13 ani și țin minte că aveam în bucătărie, care era gen unde mâncam noi și așa, unde stăteam și aveam televizor, un fel de living, să zic, în fine, aveam o vitrină, cum aveam toți la țară, o vitrină cu veselele lui mama pe care le scotea doar de Crăciun și de anul nou. Și s-a mișcat foarte tare vitrina aia și a venit cu tremurul și încă și acum mi-aduc aminte cum s-a mișcat vitrina aia și auzeam toate paharele cum făceau așa. Oribil, oribil. O știu pe Andreea Petcu din videoclipuri. No. Nu mai spamați, vă rog frumos, nu mai spamați. Că încă nu știu cum funcționează Twitch-ul și nu pot să dau mut. Încă nu știu cum pot să dau mut la oameni. No, în fine, trecem pe asta. Ne întoarcem. Eu am prins cutremur la sală, da. Un nume care ilustrează cel mai... De ce nu pot să vorbesc? Un nume care ilustrează cel mai clar noțiunile de abuz al justiției și eroare judiciară. Hai să căutăm definiția. Ne întoarcem pe Dex, da? Dex online. Ăsta e prietenul meu cel mai bun. Voi nu știți. Eroare judiciară. Cred că ne-am dat tot seama ce înseamnă. Nu ne dă pe Dex. Dex, am crezut că suntem prieteni. Întoarcem înapoi. Eroare judiciară. Noțiunea de eroare prezintă un sens mai restrâns în sensul că presupune o încălcare evidentă a dispozițiilor legale de drept material și procesual sau reținerea unei situații de fapt contrare probelor administrate în cauza prin care au fost încălcate grav drepturile, libertățile și interesele legitimate ale. Puncte, puncte. Am înțeles ideea. În primele zile ale lunii iulie 1977, Bursa Zvonurilor din București a lansat pe piață o veste zguduitoare. Câteva zile la rând, între 8 și 12 iulie, în câteva locuri retrase din capitală, s-au descoperit 6 colete care conțineau bucăți din trupul unei tinere femei care fusese tranșat cu precizia și îndemânarea unui măcelar profesionist. Dar de ce l-a tăiat? De ce... Nu era clar că o să se găsească. De ce n-a putut să îl arunce cu... Bine, o să sune foarte nașpa ce zic eu acum. Dar de ce a trebuit să traumatizeze oamenii în halul ăsta încât să împartă... Vă dați seama, mergi random pe stradă și găsești un pachet pe jos și zici poate e ceva interesant în el și îl deschizi și vezi o mână, vezi un picior de om. Ce... cât de sadic poți să fii să tai un cadavru în halul ăsta? Gen, de ce nu oricum tot o să se adune bucățile aia și tot o să ne dăm seama cine este? Cam târziu am intrat, nu, că acum am început, fix acum, am povestit despre ce s-a întâmplat în perioada aia. Găsiu. Nu pot să cred că tu pe a avut să fac asta pe vremea lui Ceaușescu. Bine, oricum, pe vremea aia, lumea cam scăpa basma curată cu foarte multe chestii, pentru că, a fost cu tremurul și vă dați seama că, nu... Nu știu ce s-a gândit omul ăla, ce a fost în capul lui, dar în fine. Bineînțeles că o astfel de știre destabilizatoare nu avea cum să apară în presa centrală. Deci nu l-au pus la știri? La știri, bine. La ziare? Nu, ok. Dar zvonurile erau adevărate. Evident că și Ceaușescu a fost informat. Cred că a fost primul. Alo, Ceaușescu, vedeți că... Încă de la început, da. Motiv pentru care i-a chemat la ordin pe mai mari inspectoratului general al miliției și le-a trasat sarcina de... În fine, aici eu m-am uitat pe acest caz și am zis să-mi fac ziua mai bună și o să trecem pe aici. O să ajungem aici și o să vă zic de ce, pentru că eu deja am trecut până această chestie și am făcut un mic rezumat, da? Deci, practic, a început cu domnul Valeriu Buzea, da? Domnșorul de aici, ăsta este Vadim Tudor. Vadim Tudor, da. Nu era cu Mariane? Ba da, cu Mariane. Așa, Valeriu Buzea, care a luat locul generalul miliției, deci, practic, au anunțat generalul miliției, dar generalul miliției era în vacanță. Așa, da, vorbiți frumos. Nu. În chat-ul din seara asta nu facem mișto. Nu, la mod cineva, da, trecut am făcut mișto și am râs și a fost Caterinca pentru că am vorbit despre un caz care nu era adevărat și părea foarte absurd. Cazul de astăzi este unul foarte sensibil. Așa, acesta este domnul Valeriu Buzea, care a fost inițial
pus la conducerea acestui caz, după care comandantul suprem Buzea a preluat ancheta cu ceea ce el credea a fi o mână de fier. Deci da, s-a băgat în forță. Cazul a fost preluat de Inspectoratul General al Miliției în cooperare cu Procuratura Municipului București și coordonată de sus de Procuratura Generală. Nu știu ce înseamnă toate aceste noțiuni, dar ne dăm seama că sunt oameni la conducere, așa. Șeful Direcției Judiciare Nicolae Criac, îl aveți aici, am găsit poze pentru voi, Ion Angelescu, șeful Institutului de Criminalistică, domnul de aici, și domnul de aici care, până în ziua de astăzi, avem și un videoclip, o să ne uităm la el. El a fost capul răutăților. El a fost capul răutăților, domnul Tudor Stanică. Așa, nu mai știu ce... Cred că e un videoclip. Da, da, la ăsta o să ne uităm după. Este ce s-a întâmplat după și care au fost rezultatele cu el, dar o să ne întoarcem după la el. Așa. Cazul a fost cercetat din punct de vedere penal de un colectiv format din procurorii și aici alte zeci de nume. Au fost foarte mulți oameni implicați în acest caz. Foarte mulți oameni care au fost de acord să abuzeze un om în halul ăsta. Apoi, din noiembrie 1977 și până la finalizarea anchetei, colectivul a fost condus de procurorul, un alt procuror. În cursul celor 11 luni de anchetă s-au adunat 26 de volume în care au fost consemnate absolut toate datele rezultate din cercetarea penală. 26 de volume de toată ancheta, da? Identificarea victimei, ca să vedem cum am ajuns la Anca. Primul pas cel mai ușor de făcut a fost identificarea victimei. Era clar că aveau, au strâns 6 pachete, aveau absolut tot. Lucrând prin eliminare au aflat că victima este Anca Maria Rodica Broscățea. E Broscăteanu sau Broscățeanu? O sibiancă de 19 ani venită în București ca să dea examen de admitere la ASE. Pe timpul examenului, fata urma să locuiască la mătușa ei, Rodica Coroiu. Încă de pe 7 iulie 1977, am zis-o așa urât, prin eliminare, eu cred că se... Deci nu știu dacă auziți ce furtună este afară, iertați-mă dacă se aude pe fundal. Așa, vă rog, nu faceți mișto de numele ei. Da, 18 sau 19, că parcă avea 18. Eu cred că avea 19. O să mă iau după ăsta. Nu-mi place Wikipedia. Nu-mi place, nu. Nu, o să... Cred că avea 19. Că știu că pe Wikipedia zicea... Da, zicea 18, vedeți? Așa. De dimineață e furtună. De o săptămână întreagă este furtună. Se aude? Dacă se aude, iertați-mă. Stați că eu m-am încălzit, eu v-am zis că o să mă încălzesc. Așa. Cred că prin eliminare se referă la faptul că, cum să zic, erau mai multe persoane date dispărute, inclusiv Anca, și prin eliminare au ajuns, gen, s-au uitat la pozele persoanelor dispărute și au ajuns la această deducție. Cred că la asta se referă prin eliminare. S-ar putea să greșesc. Ianton, cu ce vorbim aici? Da, prefăceți-vă că este muzică de background, așa, pusă de mine. Da? Ăștia de pe YouTube. E muzică pusă de mine. Ne întoarcem la caz. Aceasta anunțează dispariția nepoatei despre care știa doar că pe 6 iulie, pe la orele 2, plecase la facultate ca să vadă în ce sală de examen fusese repartizată. Greul anchetei, adică identificarea ucigașului, urma abia de aici încolo. Ok. La început, norocul părea că le sură de oamenilor legii. Pe o agendă a victimei au descoperit un număr de telefon al unui bărbat, menționat sub numele de Sami. Identificat rapid, Sami s-a dovedit a fi Gheorghe Samoilescu, care este domnul de aici. El este domnul Samoilescu. Un șofer de taxi născut în anul 1951, deci practic stați să fac un calcul, 87 cu 87, da? 1977 minus 1951, da, îmi trebuie calculatorul, stați-mă, avea 26 de ani avea? Wow, 27 de ani. Eu acum am văzut că înscriți acolo în comentarii 79.442 de cazuri de violență domestică în primele 9 luni. Vai, gravă, gravă, rău. Așa. Samoilescu avea 26 de ani.
în perioada aia. Stai să mă dau o leacă mai pe spate, că după aia știu că o să mă doară spatele. Despre cine e vorba? Cazul Anca, scrie în titlu. Așa, ziceți-mi dacă m-au zis calmea. Căsătorit tată la 3 copii, deci avea și 3 copii. Spre ghinionul său era singurul bărbat pe care victima îl cunoștea în capitală. Iar pentru că ghinionul... Iar pentru ca ghinionul să fie complet, cu ceva timp în urmă, el chiar avusese o oarecare legătură cu tânăra sibiancă. Așa se numesc ăștia din Sibiu, nu? Așa. Arestat pe 15 iulie 1977, a recunoscut că se întâlnise cu fata cu câteva luni înainte cu ocazia altei veniri a ei în capitală. Atunci el le-a relatat anchetatorilor că aflat într-un tramvai, a intrat în vorbă cu ea și a propus o aventură, motiv pentru care i-ar fi dat numărul său de telefon. Era o minciună demontată de anchetatorii care aflaseră deja o altă variantă. Deci, practic, această versiune de poveste nu este cea completă. Așa, conform spuselor acestea, Anca mai fusese în București în mai ca să afle câte ceva despre examenul de admitere. Acolo i-a avusese un incident cu un bărbat care îi povestise că student la Politehnică fiind poate să-i dea niște sfaturi despre examen. Dar asta doar acasă la el. Practic, voia să o aducă la el în pat. Să vezi raportul miliției de atunci. Dacă găsiți chestii, trimiteți-mi-le. Trimiteți link-urile aici că ne uităm. Că de-aia suntem toți aici împreună ca să le descoperim. Așa. Ajuns acolo, bărbatul a insistat ca ea să se culce cu el. Deci, practic, Samuilescu. Cum îl cheam? Care era numele lui? Că nu vreau să zic Samuilescu. Gheorghe, așa. Gheorghe a mințit-o, s-a întâlnit cu ea, a mințit-o, a zis că poate să-i dea niște sfaturi doar la el acasă. Ca să se culce cu el. El era căsătorit cu 3 copii, dar ăsta nu este highlight-ul acestei povești, este o altă treabă. Fata a refuzat, iar el i-a luat un lănțișor de aur de la gât. Ce gaj? Ce înseamnă gaj? Pentru o viitoare întâlnire. E cazul cu femeia afiliată în București? Da. Gheorghe Mincino, garanție. Gaj înseamnă garanție. Ok, mulțumesc. Deci practic i-a luat lănțișorul ca să se întoarcă la el și de-aia i-a dat numărul. În plus, i-a și dat numărul său de telefon ca să-l sune în caz că se răzgândește. Iar cu ocazia noii veniri în București, Anca a urmat să-l sune pentru a-și recăpăta respectiva bijuterie. Anchetatorii au socotit că tot acest lanț de întâmplări îl fac pe Samoilescu un candidat perfect pentru rolul de ucigaș cu sânge rece. Motiv pentru că el a fost arestat preventiv pe 21 iulie, inițial sub acuzație de tâlhărie. De aici încolo, pentru el a început infernul. Până acum, deci până l-a arestat, până a făcut ce a făcut, ce-mi trimiteți aici? Ok, nota, hai să vedem nota, că a trimis nota aici. Ok. În perioada 8-12 iulie 1977 au fost găsite succesiv în diverse locuri din București un număr de 6 colete conținând segmente ale unui cadavru de sex feminin, identificat ulterior în persoana victimei Broscotean. E Broscotean. Anca Rodica, în vârstă de 19 ani. Da, avea 19 ani. Asta este nota de la miliție, dacă nu mă înșel. Cu ocazia primelor cercetări s-a stabilit că victima a dispărut în ziua... Ok, am trecut pe treaba asta. Pe baza concluziilor autopsiei cadavrului, coroborate cu date din anchetă, s-a stabilit că victima a fost... a fost și violată și ucisă printr-un procedeu complex de asfixiere mecanică. Sugrumare, strangulare și obturarea căilor respiratorii. În după amiaza zilei de 6 iulie 1977, în jurul ora, totodată examenele de laborator au pus în evidență o alcoolemie în momentul instalării morții. Avea și alcool în sânge. A miliției, da. Avea și alcool în sânge, deci... Și ca grupa sanghină a victimei este zi... Ok, grupa sanghină a victimei și asta. Pentru identificarea și prinderea criminalului s-a instituit un comandament, iertați-mă, nu văd să citesc, format din factori de conducere din cadrul Inspectoratului General al Miliției. Iar ulterior și din procurorul șef, așa. Printre persoanele suspecte a fost inclus și numitul Samoilescu Gheorghe pe paza următoarelor date. O să mă mai uit prin el, nu o să vă las... Aici este toată... O să ne întoarcem la asta mai încolo. Când făceai live duminică seara, ba da, dar am anunțat că fac și în seara asta, pentru că la un moment dat o să plec în vacanță și nu știu dacă o să mai stau atât de mult în vacanța aia pe... Adică nu o să pot să stau săptămâna aia pe Twitch și vreau să scap de cazul ăsta. Mi se rupe inima în 15 bucăți. Da, stați că n-am ajuns la partea rea. Încă n-am ajuns. Eu v-am zis, dacă vreți dormiți în noaptea asta, nu vă uitați la live-ul ăsta. Așa.
decis să găsească neapărat un ucigaș pe care să-l poată prezenta lui Ceaușescu. Ceaușescu, deci Ceaușescu i-a împins pe toți. Eu înțeleg că toți oamenii ăștia au făcut niște nebunii și așa, dar au fost împinși de Ceaușescu, ceea ce este relativ understandable, dar nu prea. Există o parte mai rea. Doamne să vă ferească Sfântul. O să postez live-ul și pe YouTube? Da, o să încerc. O să încerc dacă mă lasă. Am stat o grămadă ca să reușesc să pun Văduva Neagră. Dar Văduva Neagră a fost la mișto. A fost un caz la mișto, iertați-mă, dar chiar m-a amuzat tare. Anchetatorii conduși de generalul Buzea, de care v-am zis eu, generalul Buzea, uitați-l aici, domnul. Așa. Secundat de procurorul Dan Ioan Mirescu a pus la punct un scenariu abracadabrant față de care sutele de episoade aruncate în eter de OTV-ul lui Diaconescu. OTV-ul lui Diaconescu, dacă nu mă înșel, este ăsta. Probabil îl știți, probabil l-ați mai văzut pe domnul care făcea, era practic un fel de Observator, Pro TV, acces direct de pe vremea aia. Da, stați. Deci, practic, a ajuns la pe OTV. Au reușit să dea până la urmă la știri. Se vede link-ul? Vă rog, nu apăsați pe el până când nu apăs eu. Dacă vreți. Dacă nu, nu pot să vă zic nimic. Cel părinte în căutarea Elodiei. A, deci pe... În ce an a dispărut Elodia? Dispariția Elodiei... Ghinescu o chema? Păi și ce treabă are? Că a dispărut în 2007. Deci a pus la punct un scenariu față de care sutele de episoade aruncate în eter de OTV-ul lui Diaconescu, cel pornit în căutarea Elodiei. Cred că a vrut doar să facă un highlight la faptul că... cine este Diaconescu, că probabil îl știți după Elodia. Nu, cred că asta a vrut să facă, nu cred că are legătură. Că Elodia a dispărut în 2007, nu e atâta de... facem și iar apare, facem și iar apare Elodia. Da, o să vorbim despre domn... De fapt, nu știu dacă o să vorbim despre Elodia, o să mai discutăm despre treaba asta. Așa, par a fi doar un joc de copii... De ce folosiți mă cuvinte de-astea? Pornind de la minciuna inițială spusă de Samoilescu, anchetatorii i-au luat la grămadă pe părinții acestuia, pe nevastă sa și pe cine s-a mai nimerit și au amestecat într-un scenariu cumplit în care moartea fetei și tranșarea cadavrului era rezultatul unei crime colective puse la cale și executate de aproape toată familia Samoilescu. Deci nu numai că l-au luat pe Gheorghe Samoilescu, au luat și toată familia lui și tot neamul. Voi vă dați seama până ce i-a trecut? Păi vă dați seama, te trezești cu 6 colete cu bucăți dintr-o fată și o familie întreagă îi trasă la răspundere fără nici măcar un pic de, de dovadă sau măcar ceva concret că băi, da, uite, da, adică până la urmă, da, au găsit numărul și faptul că a vorbit, iertați-mă, e Luța aici jos, încerc să-l iau, haide iubitul meu, unde ești mă, nu vrea. Și i-au luat pe toți. O să vorbești de fetele de la Caracal? Nu, e un caz prea recent. Nu vreau să fac cazuri prea recente pentru că v-am zis, nici pe astea vechi nu vreau să le fac, că șansele nu sunt zero să se ajungă la persoanele care ar putea fi afectate de treaba asta. Deși eu fac foarte mare sensibilitate și nu le luăm în râs sau în orice, nu știu, mie nu mi-ar plăcea să văd cazuri, Doamne ferește, se întâmplă ceva la mine în familie sau la mine în viața mea și să văd peste tot numai videoclipuri și așa. Deși este o chestie despre care se vorbește foarte mult și ar trebui să vorbim mult mai mult despre acest caz pentru că mi se pare o mare prostie din partea statului român. După el i-au arestat nevasta și pentru scurt timp chiar și pe maică sa. Deci au arestat și nevastă sa și maică sa, supuși unor anchete extrem de dure, care de cele mai multe ori au atins pragul torturii fizice și psihice. Membrii familiei sale au declarat inițial tot ce au vrut procurorii și milițienii. Adică dacă miliția te lua și zicea, tu zi mie dacă fiul tu o omorât-o pe fata asta și ea zicea da, doar ca să scape. Pentru că erau supuși la torturi psihice și fizice. Toate aceste cazuri din, și crime din România ne arată în ce țară trăim, care nu se descurcă la nimic și nu respectă lumea.
You have a point, dar să știi că fiecare țară are câte un caz de ăsta oribil. Să știi că nu, cazul ăsta nu e cel mai oribil din lume. Este un caz oribil, da, ce-i drept, dar nu este cel mai oribil din lume. Dacă te uiți la fiecare țară în parte, fiecare țară are câte un caz de ăsta, nu poți doar să zici doar România. E, da, da, țara noastră nu e cea mai minunată, dar nu este singura care are așa ceva. Ulterior, parcursul procesului, mărturiile au fost negate sub motiv că au fost date sub violență. Deci, practic, îi lua pe maică-sa și pe soția lui, îi ducea la sala de interogatoriu sau ce, unde îi ducea, îi tortura psihic și fizic ca să recunoască și după aia au negat pentru că, na, pe motiv de, știți, m-ați torturat și de-aia am zis. Ceea ce e un lucru foarte legit. Eu vreau să intru în criminologie, dar că mă gândesc la ce pot să văd. Da, trebuie să ai un stomac foarte, un stomac, pe lângă stomac și pe lângă ce vezi, că te obișnuiești cu tot ce vezi pe acolo, e vorba de sănătatea ta mentală. Așa. Anchetatorii criminali în serie, o să trecem peste acest, că mai am unul care descrie tortura în sine, unde o să vă bag un mare disclaimer. Mâna miliției, Samoilescu a fost preluat de malaxorul judiciar, unde ancheta se făcea conform procedurii lampa în ochi și mulți pumni în gură. Lampa în ochi și mulți pumni în gură? What the actual hell? De fapt, el a ajuns pe mâna colonelului Tudor Stănică. Unde este? Domnul de aici. Pe mâna la domnul ăsta a ajuns. Domnul ăsta de aici îmi dă fiori. Pe mâna lui a ajuns, da? Cel mai teribil torționar? Cine e la torționar? Al miliției. Cred că șeful șefilor. Erau metode de tortură, da. Poliția e până și în ziua de azi, dacă se dă dispărut un copil de plus 18, a plecat cu prietenii, se va întoarce mereu. Nu era vorba numai duminică, ba da, dar dacă ai vedea pe YouTube, Instagram și TikTok, ai observat că postez că intru live și astăzi. Torționar e persoana care torturează persoanele. Voi îmi ziceți mie că era o persoană anume pentru torturatul persoanelor? Și voi îmi ziceți mie că în perioada lui Ceaușescu era o persoană desemnată ca să tortureze oameni? Și chestia asta era un job for real? Este un muzeu în Sighișoara doar despre asta? Ca să scoate ce vor de la criminali? De rar, uitați-l păluță în spate. Sunt atât de multe modalități prin care poți să scoți vorbe de la criminali ca să poți să-i faci să recunoască psihologie inversă. Atât de multe chestii. Și oamenii mei fac o persoană desemnată pentru tortură. Mult mai târziu Samoilescu a povestit cum a decurs unul din cele mai sălbatice interogatorii la care a fost supus de Stănică. El a relatat că la un moment dat a fost luat pe sus și dus cu mașina miliției într-o pădure de la marginea Bucureștiului. Vedeți mare disclaimer aici, că am citit partea asta. Ajunge acolo, colonelul a dat un ordin ca arestatul să fie agățat de un copac atârnat de o funie cu care îi se legaseră mâinile la spate. Pentru a spori chinul, de picioare a fost atârnată o placă grea de fier. În urma acestui torturi înfiorătoare, brațele s-au dislocat din umeri. Deci, să vă fac așa o vizualizare la ce s-a întâmplat, că eu am citit acest fragment de mai multe ori ca să-mi dau seama la ce s-a referit, că nu cred că ați înțeles din prima sau dacă ați înțeles, superb. Practic, trebuie să vă explic. I-au pus mâinile la spate, da? I-au legat o funie între mâinile, gen i-au legat mâinile, după care i-au mai legat o funie de la mâinile de spate și l-au legat de copac, i-au prins un bolovan de picioare și l-au lăsat să atârne și practic ăsta e corpul lui, asta sunt mâinile lui și i-au întors mâinile așa, trase de copac și i-au dislocat umerii. Da. Că eu n-am înțeles din prima, a trebuit să citesc de câteva ori, să îmi dau seama cum l-a legat cu mâinile la spate de copac. Și după aia mi-am dat seama.
Și din câte citisem eu, stați așa că sunt prea multe comentarii, din câte așa se făcea pe atunci și din câte am din câte am înțeles, citisem, cred că o să ajungem și la partea aia, îl torturau cu un doctor lângă el ca în momentul în care nu mai putea, doctorul să-l ajute să-l panseze ca după aia să poată să reia tortura. Gândiți-vă că oamenii ăștia nu aveau nicio dovadă concretă 100% că omul ăsta a făcut ce a făcut. Gen, a făcut această crimă. Lăsați-mă să beau un culo de cafea. Așa. Ne întoarcem înapoi. I'm glad I'm born after the communism, da. Iar pentru că urletele de durere ale celui anchetat să nu atragă atenția vreunui curios, fața aia a fost acoperită cu o mască de gaze. Știam eu de ce am aici o mască de gaze. De fapt, nu vă imaginați. Sunt metodele de tortură cu ciopuri în ochi sau ruptul unghiilor din carne. Da, dar... I can't believe this was... this was ceașcă. Că așa îi zicea lui Ceaușescu, ceașcă. Pe vremea lui Ceașcă, așa îi zicea mama. Că mama a prins vremea lui Ceașcă. Două generații mai încolo, dacă mă nășteam, prindeam și eu cazul ăsta. Pe viu, gen, bine, pe viu, pe gen în realitate. Așa, în ciuda acestor chinuri cumplite, Samuilescu nu a recunoscut decât eventuala tâlhărie cea privitoare la lănțișorul de aur. Deci, după ce i-a dislocat umerii, a recunoscut că da, i-am furat lănțișorul. Deci eu nu pot să-mi dau seama, în fine. Dar tot timpul a negat vehement faptul că ar fi ucis-o pe Anca. La sfârșitul unei asemenea reprize de interogatoriu, în momentul în care l-a predat pe inculpatul făcut țândări, Stănică le-a spus șefilor că nu crede că el ar fi vinovatul. Deci, după acest așa, Stănica nostru a zis, nu cred că el e vinovatul. Pentru că n-ai cum să supui un om la astfel de torturi. Și, deci, practic, până la urmă, gen, încerca și el să... Da, că, până la urmă, asta era jobul lui, nu? Pentru că dacă ar fi fost la câtă bătaie a luat ăsta, ar fi... Pentru că, și aici sunt vorbele lui Stănică, dacă ar fi fost la câtă bătaie a luat ăsta, ar fi spus și laptele pe care l-a sub de la maica sa. Mhm. Într-un interviu dat de curând televiziunii publice, soția lui Samuilescu a povestit o serie întreagă de amintiri legate de acea perioadă dramatică a vieții, deci eu nu pot să-mi dau seama. Dacă găsește cineva interviul soției lui Samuilescu, vă rog frumos trimiteți-mi, dar nu-mi trimiteți poze cu... De fapt, nu, în fine. Inclusiv despre torturile la care a fost supusă și ea ca să recunoască faptul că are o legătură directă cu moartea tinerei Anca Maria Rodica Broscăteanu. Deci... Ce tortură! În cursul cercetărilor penale și cu mult înainte de a rezolva cazul Anca, achitatorii au reușit o performanță greu de acceptat de niște oameni întregi la minte. S-au preschimbat într-o armată de ucigași în serie. Deci, practic, s-a întors acest caz la 180 de grade și omul ăsta, dacă a făcut ce a făcut sau n-a făcut, tot grupul ăsta de anchetatori, de torționari, torționari sau ce erau ei, s-au transformat în niște ucigași în serie. Ieșită din arestul unde fusese și ea anchetată, mama lui Samuilescu s-a sinucis de rușine, autoelectrocutată acasă cu niște fire electrice pe care și le legase de picioare. În scurt timp aflată în spital, tatălui Samuilescu, ofițer de carieră, s-a sinucis și el. Ați auzit? Ați auzit ce am citit aici? Voi ați auzit că părinții lui s-au sinucis? De rușine? A fost exact ca în bancurile cu proști. Milițienii care au închetat moartea unei singure victime au reușit să ucidă încă doi oameni vinovați. Culmea nesimțirii, anchetatorii au considerat sinuciderea părinților, inculpatului, un argument în plus pentru acuzarea acestuia. Wait a minute, deci practic. Da. L-au luat pe ăsta, l-au torturat. Au torturat jumătate familie.
După aia s-au sinucis părinții lui și după ce s-au sinucis au zis, this is suspicious. Cu siguranță ai făcut-o, că altfel de ce s-au sinucis? Dar voi aveți impresia că gen părinții lui ar fi știut de această... asta e prea de tot. Asta zic, deci mi se pare teribil, teribil, teribil. Conta foarte mult gura lumii pe vremea aceea, dar n-aveau, mă, alte surse. Iar dacă la asta adăugam faptul că soția lui a divorțat, a și divorțat soția lui de el. Iar Samoilescu însuși avea să moară, ce-i drept, mulți ani mai târziu, prin 2005, din cauza unui cancer pulmonar, care debutase aproape sigur în cursul torturilor la care a fost supus cândva. A făcut ca anchetatorii conduși de generalul Buzea să fie aproape la fel de eficienți precum celebrul Rămaru. El tot ce a făcut a fost, i-a făcut niște propuneri indecente și da, i-a furat lănțișorul. Asta e adevărat, i-a furat lănțișorul. Dar pentru tâlhărie, cred că nu a ajuns să tortureze omul în așa fel încât să îi faci familia să se sinucidă. Ce mama ei de treabă. Așa, citisem undeva, cred că o să ajungem în partea aia, citisem că cât timp soția lui era arestată și așa, cei trei copii pe care i-avea au fost trimiși la orfelinat. Așa, apare altcineva în imagine. Pentru ca ancheta să fie cât mai rotundă și convingătoare, în jocul acesta sinistru s-a amestecat și Tudorel Butoi. Da, exact acest Butoi, psihologul care își face și acum de lucru pe micile ecrane. Deci acest om că l-am căutat. Este... Psihanalizăm sau de... Și chiar du-te în Belarusa. Domnșorul ăsta de aici. Domnul de aici, care este un psiholog, care a fost de acord că... Nu știu dacă îl cunosc, eu nu-l cunosc, nu știu cine este. Pentru ca ancheta să fie cât mai rotundă și convingătoare, în jocul acesta sinistru s-a amestecat și Tudorel Butoi, domnișorul pe care tocmai vi l-am arătat. Da, acest Butoi, psihologul care își face acum de lucruri pe micile ecrane, ori de câte ori este invitat să pălăvrăgească despre criminal și psihologia lor. Dar cine este domnul? Domnul cred că este un psiholog ceva. Implicat în anchetă, el s-a apucat să facă profilul psihologic al lui Samoilescu. Iertați-mă! În cursul anchetei, în cursul căreia taximetristul recunoscuse și laptele pe care l-a sub de la maică sa, el a dat o listă cu numele câtorva femei care întreținuse relații sexuale. Astfel că găsirea și audierea acestor nu puseseră multe probleme. Deci au găsit și femeile cu care, până la ce oră stăm azi, nu știu până la cât terminăm. Și femeile cu care a avut relații intime au fost intervievate, da? Așa. Una dintre acestea, și nu singura, a declarat că Samoilescu ar fi forțat-o la intromisiune bucală. Adică oral. Pornind de la astfel de declarații din care mi-a fusese obținute prin presiunea psihologică exercitată asupra femeilor, Butoi a concluzionat că Samoilescu era un aberant sexual caracterizat ca o personalitate disarmonică aparținând grupei psihopaților marginale a perverșilor sexuali. Da, nu... Poate avea ceva legat de acest cuvânt aici, dar nu cred că avea neapărat legătură cu crima în sine. Păi se poate, domnule Butoi, de unde ai scos-o pe asta când în realitate nu era vorba decât despre un banal sex oral? Da, ce am zis. Cel în care orice față de azi se laudă că ar fi pasărea măiastră. Deci, practic, femeile alea s-au revoltat pe o treabă, pe bună dreptate ce-i drept, adică nu, puii mei. Și domnul a făcut o evaluare psihologică zicând că el este un mare obsedat și în fine. Așa. Până la urmă, Samoilescu a fost condamnat la 25 de ani de pușcărie, din care a și executat vreo 4. Apoi, brusc, în 1981, și de aici nu o să mai, pentru că am un alt, ne ducem la un alt. M-am speriat. Vasi, mulțumesc de donații.
Așa arată donațiile. Să știți că linkul la donații este în... Ce m-a speriat, Doamne, iartă-mă! Ne întoarcem la un alt articol și o să ne întoarcem puțin la anchetarea lui Samoilescu. Dăm o leacă în spate, pentru că știu că găsise mai multe informații despre această tortură. Așa. Anchetarea lui Samoilescu a durat 6 luni. Deci, ca să înțelegeți astea, această anchetare includea torturi. Mâine faci live, da. În tot acest timp, taximetristul a fost bătut până la leșin și terorizat până la epuizare. La 16 ore de întrebări avea voie să doarmă doar 4. Oh my god. Era bătut cu doctorul lângă el, v-am zis de asta. Când leșina, medicul era cel care îl consulta pentru a vedea dacă tirul de întrebări și bătaia pot continua sau se lua o pauză până a doua zi. Deci voi vă dați seama? Detaliile dezvăluite de procuror.ro arată că suspectul era încătujat în poziție ghemuit, iar pe sub genunchi se trecea o bară de fier care era sprijinită de două birouri. Deci, eu am încercat să fac o vizualizare. Astfel suspendat, nici nu mai știa unde primea loviturile care tădeau de-a dura în jurul barei. Deci, ca să înțelegeți, vă mai fac așa o mică vizualizare. Două birouri, o bară de fier, îl legau cu genunchii păstă bara aia de fier. Deci, efectiv, suspendat și îl băteau până să învârtea pe bara aia. Ce s-a întâmplat dacă, Doamne ferește, bărbatul murea din cauza torturilor? Nu pățea nimeni nimic, vă dați seama, că ăsta era jobul lor, să tortureze omul. Dar de-aia îl țineau cu doctorul lângă el. Pentru că până ajungea să-și dea ultima suflare, doctorul zicea, nu, gata, stop, ne întoarcem mâine. Avea un doctor lângă, ca să se asigure că nu moare. Machiavel a fost o altă metodă de constrângere care Samoilescu a fost torturat în arest. Inculpatul era regat cu mâinile la spate, după care era suspendat cât putea să reziste sau până ieșeau mâinile din umeri. Am trecut peste această metodă. Era astfel torturat noaptea într-o pădure de lângă capitală. Când mâinile i s-au rupt, au fost puse în gips, iar ancheta a continuat prin alte metode. Securitatea a arestat-o și cu soția, acuzându-o în prima fază de complicitate. Am trecut prin asta. Mama soției lui Samoilescu, deci soacra lui Samoilescu, a murit în acea perioadă de inimă la aflarea veștii că fica sa și ginerele sunt considerați criminali. Deci nu numai maică-sa și taică-su, și soacră-sa a făcut infarct. Câtă vreme cei doi soți au stat în arest, cei trei copii ai lor au fost duși la orfelinat. Părinții taximetristului s-au sinucis. Așa, s-a spânzurat la 2 săptămâni după ce și-a văzut fiul arestat și considerat cel mai odios criminal după Rămaru. Mama vitregă a lui Samoilescu s-a sinucis și ea la scurt timp lăsând un bilet de adio? A, da, am trecut pe lângă asta. Da. Da, am trecut pe asta. Nu voi mai face fața anchetei, mă simt epuizat fizic și moral și va trebui să recunosc ceva, chiar și un neadevăr. Deci voi vă dați seama. Voi vă dați sub tortură, Samoilescu a recunoscut că am făptuit crima. Declarațiile sale consemnate în nota privind eroarea judiciară în cazul inculpatului Samoilescu Gheorghe, condamnat pentru omor deosebit de grav. Întocmite de securitatea dezvăluită, cred că mi-ați trimis link-ul, dacă îmi dați 2 secunde îl găsesc și trecem pe lângă... S-au invocat relații preexistente între inculpat și victimă, urmele fiziologice găsite pe prelevarea din vaginul victimei, care expertizate atestau raportul sexual și proveniența lor de la un bărbat cu grupa sanguină A2, similară cu cea a inculpatului. Pete de sânge găsite și ridicate din baia apartamentului părinților lui Samoilescu Gheorghe, care la expertiza s-a constatat că fiind sânge uman de grupa 01, similară cu cea a victimei. S-a găsit și sânge? What? Asta nu vă simt. Sinuciderea la 22 iulie 1977 a părinților inculpatului, care s-a apreciat ca fiind consecința temerii cu privire la crima săvârșită în casa lor. Pe vremea aia se găsea ce voiau ei să găsească. Declarația soției inculpatului, Elizabeta, că soțul și soacra sa i-au făcut confesiune în sensul situației de fapt care a fost reținută. Da, cred că a recunoscut pe după ce a fost torturată, nu? Infirmarea alibiului invocat de inculpat ca în după amiaza zilei de 6 iulie 1977 împreună cu soția și fica sa, Diana, au fost în vizită la o prietenă de familie. Deci, practic, alibiul ăsta nu era gen... Bă, nu e ok. Nu e. Adică, ce contează că e confirmat de 7 persoane? Nu. Identificarea cu martor și expertiza celor 2 sacoșe și a pantalonilor în care au fost ambalate resturi din cadavrul victimei, ca aparținând de funcțiilor soților
Samoilescu, iertați-mă, precum și a cheii care s-a găsit într-una din cele două sacoși. S-a găsit și o cheie, ca fiind de la broasca unei uși de la locul de muncă al Silviei Samoilescu. A, deci au fost mai multe chestii implicate, dar de ce n-au zis, mă, chestiile astea în articole? Păi și dacă recunoștea crima, el nu intra la închisoare. Stai că ajungem acolo. Stai că n-am ajuns acolo. Conduita aberant sexuală a inculpatului dovedită cu martori și spectrize care explică violul și uciderea victimei de către acesta. Omor deosebit de grav prevăzut de articolul 176 codul penal. A condamnat pe inculpatul Samoilescu Gheorghe la 20 de ani de închisoare pentru omor deosebit de grav, la 5 ani închisoare pentru viol, la 3 ani închisoare pentru tâlhărie și la 3 închisoare pentru profanie de cadavru. Profanare de cadavru. Profanare de cadavru cred că se referă la faptul că a fost tranșată. Totodată, făcând aplicațiunea dispozițiilor legale corespunzătoare, instanța a hotărât că inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, la care s-a adăugat un spor de 20 de 5 ani închisoare. Iertați-mă, deci practic au ales o paia de 20 și au mai băgat 5. Urmând astfel să execute pedeapsa, execute 25 de ani de închisoare, interzicându-i se și exercitarea drepturilor prevăzute de articolul 64. Prin aceeași sentință, inculpatul Gheorghe a fost obligat să plătească părții civile cu titlul de despăgubiri suma de 17.000 de lei? Deci a trebuit să plătească și despăgubire. Precum și suma de 6.000 de lei. Deci a trebuit să plătească 17.000 de lei și 6.000 de lei. Cât vine asta în milioane? Că eu o spă milioane. Eu o spă 16.000, deci 26.000 de lei. Ar veni 260 de milioane sau 26 de 260 de milioane, nu? Mulțumesc frumos, m-a sperat să-l dau mai încetul. Cu titlul de cheltuieli judiciare în favoarea statului, sentința a rămas definitivă prin respingerea recursului declarat de Samoilescu Gheorghe de către Tribunalul Suprem prin decizia... Ta-da-da-da. Asta cred că este declarația lui Samoilescu. M-am hotărât în mod categoric să iau crima asupra mea, în care sens vreau să le propun un târg, după care voi lua totul asupra mea și voi fi în măsură să dau toate explicațiile necesare. Deci săracul om a luat totul asupra lui. Am vrut să fac ceva, dar văd că nu se poate și tot acolo voi ajunge. Mă văd obligat să o scot pe soție definitiv din cauză. Deci practic a vrut să fac treaba asta ca să o scoată pe soție din treaba asta. Ca să poată merge la copii, iar eu să iau totul asupra mea. Bro, cât de sad să fie toată treaba asta. Cât de sad să... El a vrut să ia totul asupra lui ca să scoată pe soție, ca să aibă grijă de copii. Să-i lase în pace familia. Deci omul ăsta a suportat 6 luni de tortură în care i-au luat mâinile și picioarele și după a zis, nu, gata, recunosc tot ce vreți voi să recunosc, numai lăsați-mi familia în pace. Tribunalul Suprem l-a condamnat în februarie 1979 pe Gheorghe Samoilescu la 25 de ani de închisoare. Concluzia anchetei era că taximetristul se face vinovat de omor deosebit de grav, viol, tălhărie și profanare de cadavru. 4 ani a stat Samoilescu în închisoare pentru o crimă pe care, deși nu o comisese, fusese constrâns să o recunoască. În noiembrie 1980, în locuința bucureșteanului Romca Cosmici, milițienii dau peste cadavrul unei femei. Vecinii acestuia au fost cei care au semnalat faptul că dinspre locuința lui Cosmici vine un miros de cadavru. Luat la întrebări după ce milițienii l-au ridicat, Cosmici recunoaște că el este cel care a ucis-o pe tânăra Anca în 1977. În fața locțitorului șefului miliției capitale, colonelul... Domnule colonel, eu știu că merg la glonț, dar pentru că vă simpatizez, ați fost domn cu mine, vreau să vă spun că pe Anca tot eu am ucis-o. Au descoperit locuința numitului Cosmici Romca, în vârsta de 25 de ani, cunoscut ca bolnav psihic, muncitor necalificat, cu condamnări anterioare pentru furt și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei, mai multe fragmente de schelet osos. Au găsit bucăți de schelete în casa lui Cosmici Romca?
Din cercetările efectuate rezulta că aceste fragmente provin din corpul tinerei Mihai Marcela, fosta amantă a lui Cosmic, în vârstă de 28 de ani, muncitoare la întreprinderea de piese radio și semiconductori Băneasa, pe care Cosmic Romca recunoaște că a omorât-o în ziua de 23 aprilie 1980. Fapta este dovedită pe deplin cu celelalte probe administrate în cauză. Extinzându-se cercetările, s-a stabilit cu certitudine că Cosmic Romca este și autorul omorului săvârșit la 6 iulie 1977 asupra tinerei Proscotean Anca, în vârsta de 19 ani, din Sibiu, care la acea dată se află în București, în vederea susținerii examenului de admitere la ASE. Recunoaște că a ucis la domiciliu său pe Anca Proscotean, relatând împrejurările în care a comis omorul. Ce caută asta în libertate? Nu asta este întrebarea. Întrebarea este de ce este Samoilescu în închisoare? Asta este întrebarea. Întrebarea nu este de ce omul stă în libertate. Întrebarea este cum s-a ajuns ca celălalt om să îi spășească lăsați închisoarea, lăsați faptul că a stat 3 ani în închisoare, lăsați faptul că toată țara l-a văzut ca fiind un mare ucigaș, unul după Rămaru. Gândiți-vă la faptul cum ăsta și-a pierdut mama, tatăl, soacra și efectiv a ajuns să-și piardă și soția care a băgat divorț și nu și-a mai văzut cei 3 copii. Nu înțeleg de ce am durat toate astea degeaba. Păi le-am durat pentru că el n-a avut ce să recunoască, că el n-a făcut nimic. Singura chestie pe care a făcut-o i-a furat un lănțișor. În fața locțitorului șefului miliției capitale, colonelul Gălgălă, Cosmic ar fi mărturisit: domnule colonel, eu știu că merg la glonț, am mai citit asta odată, iertați-mă. Toate mărturisirile făcute de Cosmic Romca sunt confirmate prin probe certe și anume. Pe ambalajul unuia din coletele cu fragmente de cadavru s-a identificat amprenta unui deget al susnumitului. La ambalarea segmentelor de cadavru s-a folosit și obiecte de îmbrăcăminte, o pereche de pantaloni bărbătești și 2 bluze de damă, precum și 2 sacoșe, toate aparținând părinților lui Cosmic Romca. Ei au presupus că aparțineau, de fapt, părinților lui Samoilescu. Cheia tip Wertheim, găsită într-una din sacoșile menționate mai sus, este de ușa de acces în imobilul în care locuia Cosmic Romca. Ceasul victimei a fost purtat timp îndelungat de Gabriela, soția lui Romca, semnificația deosebită prezintă faptul că s-a găsit sub capacul acestui ceas fotografia prietenului tinerei, Broscotean Anca. Stați că n-am prins-o pe asta. Deci ceasul victimei, soția lui Rom, a fost purtat de soția lui Romca și sub el s-a găsit o fotografie de-al prietenului lui Anca. Bijuteriile victimei, un inel și o pereche de cercei din aur care reprezentau caracteristici aparte au fost vândute de Cosmic Romca, numite așa, care confirma acest fapt. Deci au fost vândute. Așa, încălțămintea purtată de Anca în ziua de 6 iulie, sabot tip Leonard, a fost folosită de Romca la domiciliul său, această situație fiind relatată de mai mulți martori. Deci e purtat și papucii pe-n casă. Așa, deși era bolnav psihic, Cosmic a fost executat prin împușcare. Oh, what the fuck? Deci l-au împușcat, stil executare. Știți cum e stilul executare? Te pune în genunchi, îți pune pistolul la cap și... Nu, nu, Lorena, nu, 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 omul era bolnav psihic. Omul era bolnav psihic. Nu, 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 nu. Da, ok, nu e ok ce a făcut, nu e ok că a lăsat un om să fie pedepsit pentru... Aici el nu, aici este strict vina statului, vina celor care au fost la conducere cu toată treaba asta. Și pe el nu l-a torturat. Păi ce să-l tortureze, că nu aveau ce să scoată la el, l-a recunoscut tot. Cum a pățit Ceaușescu și muirea lui, exact, că ei dădeau... Pe el l-au împușcat și pe Samoilescu, l-au distrus total. Păi da, pentru că pe el deja știau, deja a mărturisit tot. Nota privind eroarea judiciară în cazul inculpatului Samoilescu Gheorghe, condamnat pentru omor deosebit de grav, dezvăluit în premieră, a
Așa, în anul 2010 arată că securitatea a știut de la bun început că Samoilescu nu este vinovat. Deci toți oamenii ăștia știau că nu este vinovat, dar încercau să-l facă să recunoască doar ca să găsească un vinovat. Trebuia măcar băga la pușcărie, a scăpat prea ieftin chiar dacă era bolnav mental. Trebuia, mental, trebuia să, nu știu, să... Ceva trebuia oricum. Dar mi se pare prea gravă treaba asta. Adică știu că oricum ei voiau să facă dreptate. Băi, da, am găsit vinovatul adevărat, ne pare rău, a fost greșeala noastră, îl omorâm și am scăpat de toată, știți, gata. Lumea justiției.ro zice în felul următor: conducerea comandamentului în mod greșit a orientat și organizat activitățile de investigație și de urmărire penală, mobilizând întregul potențial de muncă în direcția exclusivă a versiunii privind Samoilescu Gheorghe. Ca urmare, deși inițial s-a propus și admis măsuri complexe care vizau și alte persoane suspecte pe parcurs din ordinul colectivului de conducere, aceste măsuri au fost neglijate, iar ulterior abandonate. S-au casat hotărârile de condamnare, transmițându-se cauza lui Samoilescu la Procuratura București pentru completarea urmăririi penale. În 1982, procurorii l-au scos pe Samoilescu de sub urmărirea penală pentru viol, omor deosebit, toate astea. Dar au menținut acuzația de abuz de încredere? What? Au menținut acuzația de abuz de încredere? Pentru această faptă s-a dispus încetarea procesului penal, dar fiindcă persoana vătămată nu a formulat plângere penală prealabilă pentru această faptă, care beneficiază și de amnistia prevăzută de rrrrrrr. Pentru cei 4 ani petrecuți în pușcărie pe nedrept, lui Samoilescu s-au acordat 70.000 de lei despăgubiri materiale, reprezentând contravaloarea salariilor pe care taximetristul a pierdut cât a fost închis. Statul a oprit 30.000 de lei drept cheltuieli de cazare și mâncare în penitenciar. Lăsați-mă să repet, uitați-vă la mine. Statul a oprit 30.000 de lei drept cheltuieli de cazare și mâncare în penitenciar. Let that sink in. Deci, au zis că l-au ținut pe banii lor. Deci i-au acordat 70.000 de lei, care 70.000 de lei, nu zic că nu sunt bani, dar pentru 6 luni de tortură, 3 oameni care au murit, 2 s-au sinucis, una a făcut infarct, copiii băgați în orfelinat, soție torturată și aia, ajunge să recunoască toate astea pentru nimic, îi dau 70.000 de lei de spăgubiri, dar rețin 30.000 pentru cheltuieli de cazare și mâncare în penitenciar. După Revoluția din 1989, Samoilescu a cerut socoteală statului român. As he should. În aprilie 1997, acesta a depus plângere penală la Procurorul General al României, cerând pedepsirea anchetatorilor care i-au distrus viața. Exact, exact. Deși cei mai mulți dintre foștii milițieni și procurori, cei care îl anchetaseră, trăiau, nu s-a luat nicio măsură. Samoilescu a murit în 2005 bolnav de cancer pulmonar. Cancer care țin să vă aduc la cunoștință, care cel mai probabil s-a dezvoltat în momentul torturii. Dar și un memoriu încredințat personal secretarului de nu s-a făcut însă nimic, deși faptele anchetatorilor nu erau prescrise. Adică, da, încă nu expiraseră, mai pe românește, iar majoritatea lor trăiau. Da. Și aici, aceasta este fiica lui Samoilescu, care am impresia că încă mai trăiește în ziua de astăzi. Vă dați seama, cazul s-a dus extrem de viral. Și fiica acestuia a promovat două tipuri de acțiuni judiciare, o cerere de revizuire, bineînțeles, a dosarului de omor și o acțiune având ca obiect repararea prejudicii erorii judiciare. În 2012, deci acum aproximativ 11 ani de zile, Laura, fiica lui Samoilescu, a depus la Tribunalul București o cerere de revizuire a dosarului de omor în care fusese condamnat tatăl ei. Cererea a fost respinsă pe rând de Tribunalul București, Curtea de Apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție. În speță față de actele existente la dosarul cauzei, Înalta Curte constată că motivele invocate de revizuienta Laura pentru defunctul Samoilescu nu se încadrează în cazul de revizuire prevăzut de dispozițiile, în fine. Având în vedere că nu există două hotărâri judecătorești definitive care nu se pot concilia. N-am înțeles nimic. Dacă ați înțeles, spuneți-mi și mie. Practic au respins această, așa. În 2013, din nou, a dat în judecat statul român solicitând repararea prejudicii erorii judiciare. As she should.
Așa, a decis că statul trebuie să plătească 500.000 de euro cu titlu de daune morale. Toți banii de lume nu mi se par de ajuns ca daune morale pentru această, cum să zic. Decizia a fost atacată cu apel de statul român, iar în data 20 aprilie 2015, Curtea de Apel București s-a pronunțat în sensul că despăgubirile cuvenite reclamantei sunt în cuantum de 10.000 de euro, în echivalent în lei la data executării efective. Deci, inițial a fost 500.000 de euro și după aia a zis nu, 10.000 de euro, că așa, atât ar fi însemnat banii aia pe vremea aia. Sentința a rămas definitivă. I-a mai dat 10.000 de... Ce să ia, mă, 10.000 de euro? Ce să ia 10.000 de euro? Da, îs bani. 500.000? 10.000. Și a trebuit să plătească 2.500 de lei cu titlul de cheltuieli de judecată onorariu de avocat? Deci deja și-a cheltuit acolo 2.500 lei. Bătaie de joc, bineînțeles. A fost sau nu a fost eroare judiciară? Voi ce ziceți? A fost sau nu a fost? Hai că... Nu a fost așa cum s-ar crede rezultatul unor greșeli procedurale. Dimpotrivă a fost consecința unor oribile înscenări comise de organele de miliție, de procuratură, judecători și experți criminaliști. Eroarea n-a fost de fapt o eroare, ci o înscenare macabră a securității care trebuia să găsească un vinovat. Organele de cercetare penală, procuratură, instanță de judecată au comis abuzuri și au înscenat în mod intenționat ceea ce noi numim eroare judiciară. Cert este că la 38 de ani de la comiterea celebrei crime, cred că a trecut, mai cred că nu știu când a fost scris acest articol. Statul român se pregătește să plătească despăgubiri de 10.000 de euro pentru înscenarea sistemului milițienesc din vremea lui Ceaușescu, ci nu pentru o greșeală a sistemului judiciar. Nu a fost, dar, stați că trebuie să acopăr că mai sus arată poza și nu vreți să vedeți. Aceasta este... Este scrisă de către ei, nu? Adică, bineînțeles că au zis că nu e eroare judiciară. Mai și plătești că nu ai făcut nimic și mai ești și desfigurat și bătut până aproape la moarte. Sunt curioasă dacă a apucat să plătească banii ăia ca daune morale pentru familia Ancăi. Vreți să vedeți ce s-a întâmplat cu Stănică, care a dat aceste ordine, torționarul, cel care l-a torturat? Ok, la 82 de ani, unul din cei mai odioși torționari ai regimului Ceaușescu a obținut o nouă amânare a executării pedepsei, pentru că a fost tras la răspundere. Tor Stănică se sustrage de 18 ani condamnării la închisoare. Așa. Grave probleme medicale pentru a se sustrage de executarea pedepsei primite în urmă cu 18 ani. Condamnată în 2003 la 10 ani de închisoare pentru instigare la omor, fostul colonel a reușit să obțină amânare după amânare și se află încă în libertate. Zilele trecute l-a primit din partea Curții de Apel București încă o amânare de un an până în 2022. A, dar cred că era vorba... Nu era vorba despre... Nu e vorba, e vorba de altcineva, nici măcar nu e vorba de... Acesta presupunea că deținutul să fie legat de mâini și de picioare, era apoi ghemuit și suspendat pe o bară de metal. Da, asta era modul lui. Bara era învârtită în tocmai ca în cazul unui pui la rotisor, iar în tot acest timp gardienii loveau pe deținut cu bătele, mai ales în zona testiculelor care era expusă. Erau și în fundul gol. Dizidentul Gheorghe Ursu a fost inginer, constructor, poet și scriitor, arestat în urma denunțului unei colege de serviciu care a intrat în posesia jurnalului său intim, jurnal confiscat ulterior de securitate, a murit din cauza bătăilor primite în timpul detenției. Uh-huh. Vedeți că tot a zis voi că ce se întâmpla dacă murea. Uitați, a primit acesta este domnul Stănică, care este prea bolnav pentru a fi ținut în închisoare. De 18 ani încoace, de când a fost găsit vinovat, cel mai temut milițian al anilor 80, întocmește cerere după cerere de întrerupere a executării pedepsei de 10 ani. A primit doar 10 ani. Suferă de multiple afecțiuni medicale, acestea fiind amplificate de vârsta înaintată, 81 de ani. Prinde el 10 ani în închisoare, sigur. Afecțiuni care necesită un tratament continuu și, bineînțeles, internare pe teren. Hai să vedem ce zice domnul psiholog și cred că asta este ultima chestie despre care o să vorbim. Să luăm așa, nu am înțeles nimic. Am vorbit degeaba două ore. Hai să vedem ce zice domnul. Ziceți-mi dacă e prea tare. Ajuns la el. La romca asta. Pe prima dată l-au condamnat pe Samoilescu. Păi lasă-l, pe ăla era în pușcărie omul, 25 de ani avea de făcut. De ce? Al băgasele în pușcărie? Sigur că da.
se probase fapta, îl băgase în pușcărie. Pe ce faptă? Timp. Fapta asta de umor al lui Anca. Păi nu, domn profesor, stați un pic, Samoilescu, șoferul care... Așa, ăla. Bă, la pe cine omorâse Samoilescu? Pe Anca asta, mă. A, el o omorâse? Așa a zis... A, îl băgase în pușcărie, gata. Și băgase în pușcărie. Păi stați un pic, deci omor ăsta și l-a băgat pe Samoilescu la pușcărie. Nevinovat, nevinovat. Da. Și adevăratul făptuitor, ți-am explicat... Ăsta cu iubita, da, da. Cu iubita. Între timp, că de-aia spun... Cazuistică, de da, exemplu. De asta, că întotdeauna scapă... Între timp, da. Asta, care îl ajutase pe el, la, așa, îi mai atrăgea atenția din când în când. Îl șantaja. Îl șantaja. Băi, atenție mare. Vezi că ai venit târziu, vezi că ai venit machit, vezi că te-am văzut cu aia. Deci, practic, în Gagicalul Romca, Romca, îl chemanta, iubita lui Romca, care e și o zinonit, gen... Era și ea pe toată treaba asta, care purta ceasul cu poza prietenului lui... Cred că avea așa mai mult pentru un șantaj. Așa. Dacă Romca făcea ceva greșit, îl șantaja. Vezi că eu știu ce ai făcut, că am făcut-o împreună și dacă cumva faci ceva greșit, mă duc la poliție. Ăsta este domnul de aici, este Butoi. Marius... Tudorel Butoi îl cheamă, de fapt, iertați-mă, care el a făcut imaginea psihologică a lui Samoilescu în perioada aia. El era implicat în caz și ne povestește de ce s-a întâmplat, cum ar veni. Dar el... Na, și practic, aparent, că citisem treaba asta, că și iubita lui Romca era pe... Era... A fost complice. Că avea ceasul, nu? Și ce crezi că a făcut? A rezolvat-o. A rezolvat-o. A, a nu, rezolvat-o nu, și pe asta. Nu, 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 nu. Am înțeles greșit, iertați-mă, iertați-mă, nu, 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 nu. Practic, practic, da, domnișoara a fost complice, știa de ce s-a întâmplat, da, a fost complice, i-a purtat ceasul cu poza lui prietenul Ancăi, da, și îl șantaja pe Romca, spunându-i că vezi dacă mai faci așa ceva, te dau un gât la miliție. Așa că Romca a omorât-o. Asta era gena, asta era, bine iubita, era amanta. Amanta asta era cea care a fost găsită de la, au ajuns să-l aresteze pe Romca. Nu soția purta ceasul? Da, aveți dreptate. Aveți dreptate. Deci, recapitulăm. Comza avea o soție. Soția purta ceasul. În ceasul ăla se afla o poză a prietenului... lui Anca. Comza avea o amantă. Amanta asta știa ce a făcut. Așa că a omorât amanta și amanta este cea care a fost descoperită și după ce a descoperit amanta, s-a descoperit că el este cel care a omorât-o pe Anca. Avea și amantă. Și nevastă și amantă. Păi înseamnă că nu era mai atâta de... adică bine, nu pot să judece așa fără, nu știu detaliile de cât de bolnav psihic putea să fie, că n-am văzut nimica. Dacă găsiți voi ceva cu nivelul de psihoză pe care l-avea sau cât de bolnav mental era, ca să știm și noi gravitatea situației și de ce a făcut-o cum a făcut-o. Am ajuns la el. Senzorii noștri de senzorii ne-au explicat la capitală. Dom'le, e unul la Piața Romană, la Triumf, acolo undeva era o terasă, care se îmbată și când se îmbată, dom'le, spune că a omorât... Spune că nu este bărbat acela care nu are cel puțin o crimă și că el a fost în legiunea străină și se duce din nou în legiunea străină, că uciderea cuiva îți dă sentimentul de bărbăție și așa. Păi ați auzit? Deci trebuie să omori pe cineva să fii bărbat. Ce... Interesează, au zis senzorii. Mm-hmm. Cum să nu-i intereseze? Și s-au dus la ăsta acasă. De fapt, polițiștii veneau de la tragere, de la Băneasa. Mm-hmm. Și în fața lor, aici la Piața Romană, a apărut unul. Opriți, cu tare, cu tare. Ce chestii frumoase, nu? Nu i-am oprit. Ce-i mă cu tine? Domne, unul e sus aici, într-un bloc, și are un cap într-un borcan. Cum și ăsta mirosea băutură? Colonelul mă atache Dumnezeu să
odihnească, zice, bă, duceți-vă sus. Că deseori adevărul pe limba bețivului. Corect. Și s-au dus sus. Da. Și când au tras de sub recamier, borcanul în care era capul iubitei lui. E greu de urmărit speța, pentru că nu e pe 3, 4, 5, 6 planuri și intervin mereu personaje. Și era capul iubitei. Și atunci capul... De ce au găsit capul într-un borcan, mă? I-au găsit capul într-un borcan, voi vă dați seama. Să-ți dovedești că e bărbat adevărat, trebuie să omori pe cineva. Era omul, era bolnav. Copilul mic și omul beat în minte niciodată. Facts. Stătea cu aia sub pat. Cum să stai, mă, cu capul cuiva într-un borcan sub pat? Hai să vedem ce mai zice. Că nu mai e așa mult. Mai e 5 minute. A mărturisit și cazul... A mărturisit. Tot l-a adus la mine, general Diamandescu, altă persoană. Dumnezeu să-i dea o dignă și pe unde s-a dus. Deci ce, Tudorele? Vezi că ducem pe ăsta la detector. Și a recunoscut cele două crime? La detector l-am umflat. I-am explicat că la nivelul la care este el, student la arhitectură. Era student la arhitectură? Sigur că la talentul pe care îl are și la toate celelalte, orientarea lui a fost greșită prin destin. Și când a auzit el că este un talentat, dar a plecat prost din destin, s-a deșteptat în el artistul. Și mi-a zis, haideți că vă dau eu ceasul lui fata asta, că îl am. Vă dau brățară. Al iubitei sau al primei? Nu, al primei, al lui Anca. Ce-mi luase și el de la ea. Sigur că da. Și în momentul în care... Și Anca avea cât? 18 ani, 19 ani? 18 anișori. Terminase și ea liceu, o fată foarte frumoasă și foarte cu minte. Și iată că se dovedește și destul de naivă. Bun, și ăsta a recunoscut tot. A recunoscut tot, sigur că da. Și a fost executat. Condamnat la moarte și executat. Două crime. Care era, în ceea ce privește diagnosticul, să-i zicem? Psihopat sexual. Deci nu toți psihopații sexuali sunt și prădătorii prin raptus. Adică? Sigur. Sunt cei care legendează, care creează lucruri, care scot... Și s-a mai că a fost eliberat. S-a mai că a fost eliberat. M-am întâlnit cu el de două ori, pentru că i-au dat în compensație ăsta un magazin la obor, cu tutun, cu pip. Da, asta a fost tot diagnosticul. Dar pe Samoilescu l-a făcut cu o școțet. În ce an a mai fost asta? În 1980. Mia pe Twitch este Mia Oficinal. Facem acolo live-uri mai amuzante, nu ca asta. Asta e terifiant. Nu e cu punct, nu e. E doar Mia Oficinal. O găsiți acolo. Intrăm, dacă nu sunt live pe Twitch-ul ăsta, suntem live pe celălalt, unde reacționăm la chestii. Un magazin la obor, cu tutun, cu pipe, cu parfumuri, cu chibrituri, cu cutare, cu cutare, de unde el trăia și... Câți ani de pușcări a făcut? A făcut 5 din 25. 5 ani, deci 5 după 5 ani, după ce a descoperit adevăratul crimă. N-a făcut 5. N-a făcut, că în 77 a fost arestat și în 80 a ieșit. A făcut 3, nu 5. Nici el nu știe ce zice. M-am uitat pe ăsta aia scrisă de procuror sau cine a scris. Dar de ce a durat atât de mult? A, când a omorât-o pe... Avea treabă. Când a omorât-o pe iubita. Avea treabă. Sigur că da, lucrurile astea... Da, un caz atât de... Mai trăiește să mai jescu? A murit săracul de ea. A murit. Murit și el, mi se pare că a murit și soția lui. Destine pe care omul nu le poate... Dar de ce spuneți, domn profesor, că România, apropo de cazuri elucidate, stă mai bine decât America? Păi nu vezi? Prin profesionalismul... Oamenilor! Păi la capitală, domnule, eu sunt, ca să zic așa, unul dintre cei care mi-am făcut foarte bine treaba pe felia mea, da. Și datorită acestui lucru am oarecare vizibilitate. Dar la poliția capitalei sunt ași din generația aia care trebuia să predea ștafeta. Ași. Și nu mai lucrează. S-au făcut taximetriști, au plecat la țară. Acum ce mai e? Acum este generația tânără care caută să ajungă la performanțele noastre. Pentru că de noi se vorbește. De noi se vorbește în rândul poliției, în academie. Legende, sigur, oameni care sigur, au făcut istorie, practic, da. În poliția capitale. Nu mai invite la Academia de Poliție să țin cursuri cu studenții tineri, să schimbăm idei, gânduri, ușa. Da, omul ăsta este, din câte am înțeles eu, este cel care a ajutat ca să îl condamne pe Samoilescu. Nu așa citisem că l-a ajutat?
We are open to discussion. N-am încredere în psihologul ăla, cred că e în mână cu miliția. Nici eu. Mă uitam acum la comentarii și aparent... aparent în comentarii toată lumea îl idolatrizează pe domnul. Eu cred că vorbește așa pentru emisiune. Deci stați așa că vă arăt. Cel mai titrat psiholog al României, felicitări domnule Tudorel Butoi, un om extraordinar, prea ascultă emisiunea pentru un colos al românești. Mulțumesc pentru minunatul meu profesor psihologia judiciară, om extrem de inteligent. Eu nu zic că nu este inteligent, dar eu zic că... Domnule Butoi, dacă vedeți acest live, îmi pare rău că asta este strict părerea mea. Omul meu Rădean, ce să mai, că așa, this is how people cope. Nu știu ce să zic, el a fost psihologul acestui și el a făcut această analiză psihologică a lui Samoilescu și a zis tot ce a zis despre el. Tot ce scrie acolo, că vine vorba de analiza psihologică, este scrisă de domnul, care domnul este un om inteligent și a putut să facă o analiză psihologică. Și a zis că, pentru că a cerut un oral la o doamnă, adică la mai multe fete, nu zic că chestia asta nu este, bineînțeles, nu este o... Nu e ok să faci treaba asta. Dar de la toată treaba asta a ajuns la o concluzie enormă, gen. Mulțumesc că mi-ați ascultat trauma. Mulțumesc frumos că mi-ați ascultat trauma. Am ăsta e profesor acum, da? E profesor la... E profesor... La Harvard, da. Profesor universitar, doctor Tudorel Butoi, psiholog criminalist. Nu zic că omul e inteligent, eu cred că el a trecut pe mai multe, vă dați seama că a trecut pe multe chestii, pe multe alte crime, pe multe alte... Că a făcut ceva să ajungă doctor, profesor universitar. Dacă ați văzut videoclipul ăsta pe YouTube, vreau să știți că trebuia să îmi dau acest... Dacă ați înțeles ceva din el, sper că ați înțeles. Dacă n-ați înțeles, iertați-mă, am încercat în toată puterea mea. Nu mai pot, nu mai duc. Vă zic, vă salută lumea de aici din chat, pe ăștia de pe YouTube, dacă n-a apucat să mă vedeți. Știu că acest live a fost făcut sâmbătă seară, n-a fost făcut duminică. În fiecare duminică la ora 8, 100% intrăm. Am făcut unul sâmbătă asta pentru că am vrut să fac unul în plus ca să-mi iau acest caz de pe creier. Oribil, oribil. Mulțumesc frumos oricum că l-ați vizualizat și pe YouTube.